Continuăm previziunile astrale pentru marți, 4 februarie. Balanță. Veți întâmpina dificultăți pe plan sentimental și financiar. Păstrați-vă calmul și înarmați-vă cu răbdare. Ar fi bine să țineți cont de sfaturile prietenilor apropiați și ale rudelor. Scorpion. Dimineața veți fi agitat din cauza amânării unei întâlniri de afaceri în care v-ați pus mari speranțe. Vă sfătuim să vă temperați nervozitatea, altfel veți putea ajunge în situații neplăcute. Ar fi bine să discutați calm cu persoana iubită ca să nu declanșați o ceartă inutilă. Săgetător. Veți fi dezamăgit profund pentru că un coleg pe care îl considerați prieten încearcă să vă discrediteze. Vă sfătuim să vă concentrați asupra problemelor importante pe care le aveți de rezolvat. Relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune, ceea ce vă menține moralul ridicat. Capricorn. Vă va afecta mult lipsa de corectitudine a unui partener de afaceri și vă pierdeți încrederea în el. Vă sfătuim să fiți prudent în tot ce veți face. Ar fi bine să evitați investițiile. După amiază, un vecin vă cere să-l ajutați într-o problemă de sănătate. Vărsător. Dimineața s-ar putea să fiți indispus după ce veți afla că o rudă este foarte bolnavă. Nu vă puteți concentra prea bine, așa că nu este recomandabil să luați decizii importante. Vă recomandăm să evitați discuțiile în contradictoriu cu o persoană mai în vârstă. Pești. Ar fi bine să amânați afacerile și întâlnirile cu persoane importante. Dimineața s-ar putea ca o rudă mai tânără să vă ceară un împrumut. Se pare că are nevoie de bani pentru cursuri, cărți sau altceva legat de studii. Spre seară s-ar putea să aflați că o rudă apropiată urmează să plece în străinătate. Doamnelor și domnilor, acestea sunt previziunile astrale pentru marți, 4 februarie. Sunt Veturia Fechete, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți o zi frumoasă. La revedere!